635.000 de telefoane interceptate în România de către serviciile de informații românești. 23.000 de locații care sunt monitorizate audio-video ale unor oameni de afaceri și oameni politici. Acesta este regimul împotriva căruia lupt. Nu sunt de acord că vorbesc în șoaptă, ca pe timpul lui Ceaușescu. Nu sunt de acord să vorbesc cu doamna mea la ureche, așa cum probabil dumneavoastră și mulți dintre dumneavoastră o faceți. Am revenit tara discuțiilor în șoaptă. Dacă dumneavoastră vă convine, mie nu. Și voi continua să lupt împotriva unui asemenea tip de regim, indiferent de consecințe.